Mircea Sandu, președintele FRF, a aruncat bomba și a declarat că sunt câteva echipe în Liga 1 care sunt în pericol să nu primească licența de club profesionist pentru sezonul următor. Printre ele nu se află și Pandurii, astfel că gojenii speră să se salveze chiar dacă vor încheia sezonul sub linia retrogradării. Se repetă astfel scenariul din 2006, atunci Pandurii au profitat de nelicențierea sportului studențesc și au rămas în Liga 1. Am înțeles că există posibilitatea ca echipa să nu-și primească licența și atunci de ce să nu luăm în calcul și varianta asta? Trebuie să ne legăm de orice, să rămânem în Liga 1. Craiova lui Mititelu și Timișoara lui Iancu par să fie echipele amenințate. Cele două cluburi au datorii mari și din cauza termenilor duri privind licențierea, tremură acum serios pentru locul lor. Pandurii trebuie însă să ia fața Iașului și să termine măcar pe locul 15, primul sub linie, pentru a profita de o astfel de conjunctură. Cu ajutorul divinității, cu ajutorul șansei, vom câștiga acest meci. Pentru că, v-am mai spus, trebuie să câștigăm acest meci ca să avem în continuare șanse de a ne salva de la retrogradare. Chiar în contextul în care vom prinde acel loc 15 de care spuneți cu toții că pe undeva ne-ar ajuta. Decizia finală în privința acordării licențelor va fi luată până la 31 mai.